Ne aflăm la Policlinica Praga, de aici din Ploiești. Stăm astăzi de vorbă cu doamna doctor Roxana Bratu-Băzâc, medic primar psihiatrie. Bună ziua, doamna doctor, și vă mulțumesc tare mult că v-ați făcut timp să stăm astăzi un pic de vorbă despre ceea ce înseamnă problemele sufletului, problemele minții pe care le au oamenii și care, din păcate, din punctul meu de vedere, sper ca dumneavoastră să mă contraziceți, sunt considerate în continuare tabu de către mare parte din societate. Bună ziua, în primul rând, și vă mulțumesc frumos că ați venit, că mi-ați dat ocazia să fac parte din campania dumneavoastră Un Doctor Bun. Mi se pare o idee excelentă, ideea acestei campanii, de a promova și partea frumoasă a meseriei noastre, pentru că noi avem în fiecare zi succese în cabinet, eu și colegii mei. Și mai este un lucru, pacientului se oferă oportunitatea de a privi și medicul dincolo de halatul pe care noi îl purtăm. Psihiatria, într-adevăr, a fost considerată de către societate un subiect tabu. Dar cu trecerea anilor, avem o deschidere din ce în ce mai mare asupra acestei ramuri medicale. Mai ales pacienții din zonele bine dezvoltate au început să se adreseze și medicului psihiatru, să înțeleagă că există o problemă și pe parte de creier și acesta poate să fie în suferință, să prezinte anumite simptome, anumite caracteristici specifice unei boli. Practic, dumneavoastră spuneți că o persoană, așa cum merge la medicul cardiolog, la ortoped, la neurolog și așa mai departe, pentru a trata anumite probleme de natură fizică, în egală măsură ar trebui, în momentul în care constată că are niște probleme emoționale, să le numesc așa, să se prezinte la medicul psihiatru fără rușine. Exact. Cum inima, la un moment dat, avem valori de tensiune crescută, ce facem? Ne prezentăm la un cardiolog. Dacă faceți analizele de sânge și ne iese o glicemie crescută, ne dă de gândit ca fi un diabet. Așa și creierul, în momentul când noi vedem că funcționalitatea de zi cu zi, avem o emoție crescută, o stare care nu ne caracterizează în general, începem să nu mai dormim, are parte o schimbare de job sau un stres suplimentar la muncă, sau trecem printr-o perioadă nefastă în viața de zi cu zi, când observăm că noi nu mai funcționăm cum știam, atunci este cazul să ne adresăm unui medic psihiatru. Cu ce probleme vin, doamna doctor, oamenii la dumneavoastră? Spus înainte de a începe acest interviu că de la începutul lunii până în momentul de față ați văzut peste 500 de oameni. Da. Pacienții sunt în creștere pentru că pandemia încă a lăsat urme. În pandemie, numărul nostru de pacienți s-a triplat. De acolo totul a plecat. Spitalele s-au închis, au fost cu un circuit mai închis, mai protejat. Ambulatoriile spitalelor, la fel, au redus și ei din activitate. Atunci toți pacienții s-au îndreptat către noi. Suntem un număr puțin de medici raportat la câte cazuri avem. Ar trebui să avem un personal mai bine dedicat și mai numeros ca să putem face față cererilor. În pandemie a crescut foarte mult numărul pacienților cu atacuri de panică. Purtarea acelei măști la nivelul feței, faptul că ne-am simțit singuri în casă deodată, fără cineva cu care să vorbim, faptul că am fost izolați, au declanșat atacuri de panică. Un atac de panică se manifestă prin palpitații puternice ale inimii, senzație de nod în gât, transpirații, aici vă poate lua cu călduri, vă poate lua cu frig, senzație de gol în stomac, de agitație interioară, neliniște, inclusiv sunt pacienți care vin cu parestezii la nivelul membrelor superioare, ai impresia că vei muri, că poți să faci un infart. Iar acest lucru, pacientul intră în panică, sună la ambulanță, ambulanța în general când sosește, le fac EKG-ul, se ia o tensiune și medicul de pe ambulanță în general poate să facă distinția între un atac de panică sau o problemă cardiacă la prima vedere. Dar peste 80% sunt atacuri de panică. Și restul afecțiunilor cu care prahovenii vin la dumneavoastră? Tulburarea depresivă, iar este foarte des întâlnită. Depresia se manifestă printr-un sentiment de tristețe, o lipsă a plăcerii, nimic nu ne mai bucură. Putem prezenta insomnii sau chiar hipersomnii, să dormim mult mai mult, o scădere în greutate, o lipsă de apetit sau sunt persoane care pe bază de tristețe mănâncă mai mult ca să compenseze sentimentul de neliniște care îl au și de gol interior. Exact.
În afară de depresie? În afară de depresie. Vin pacientele tinere, cu tulburări ale instinctului alimentar. Aici întâlnim fetele care își doresc să arate într-un mod anume. Din păcate, genetica lor este diferită și atunci își autoprovoacă vărsături, apelează la tratamente din acestea naturiste sau reclame sau ce am mai citit pe internet, tratamente care mai mult fac rău decât să facă bine. Mai avem tulburările de consum de substanță. Aici sunt tinerii care, în general, sunt dependenți, pentru că drogurile în zilele noastre sunt mult mai accesibile decât erau înainte și le găsești cam peste tot. Adică tentația este destul de mare. Mai avem pacienți cu consum de alcool. Sunt pacienți dependenți, în general, cronici. La ei vin în sevraj, adică după câteva zile de oprit, după câteva zile în care tratamentul în care consumul de alcool a fost oprit, începe pacientul să prezinte tremurături la nivelul membrelor superioare, senzații de greață, vărsături, agitație, devine mai nervos, mai irascibil, nu mai doarme. Familia deja îl cunoaște, știe istoricul, faptul că consumă acasă și cam cât. Și atunci, de obicei, sunt aduși de familie sau, în unele cazuri, vin în proprie voință pentru că primesc anumite lucruri, soția îi spune că îl părăsește, că nu mai are rost, sau serviciul. Sunt mulți pacienți care de la serviciu au tot felul de rapoarte făcute pentru faptul că au fost prinși băuți și atunci ei vin la medic pentru a-și păstra jobul. Patologiile psihiatrice sunt destul de multiple. O parte din pacienții vârstnici. Aici avem tristețea lor pentru că se văd singuri în casă și apare depresia geriatrică. Sunt destul de mulți, mai ales pentru că cu cât avansăm în vârstă, încep să moară din rude, din prieteni, iar singurătatea e destul de apăsătoare. Te vezi la o anumită vârstă în care nu mai ești omul care erai, nu mai poți să faci atâta treabă. Memoria ușor, ușor începe să te lase și atunci apare depresia. Cu cât se vine mai rapid, cu atât o putem trata mai ușor. Iar în cazul depresiilor nu este doar viața pacientului afectată, ci și viața familiei, pentru că și ei văd prin ce simptome trece pacientul, cum se manifestă și își pun semne de întrebare. Pentru că vorbiți despre depresie, doamnă doctor, haideți să facem un pic de lumină, să spun așa, între ceea ce înseamnă exact depresia și ceea ce înseamnă o stare de tristețe sau o perioadă mai proastă din viața unui om. Există o diferență clară între cele două. Că toți oamenii au tendința să fie triști sau să aibă zile mai proaste, dar asta nu înseamnă că sunt depresivi. Cred că cel mai bun exemplu în acest caz este depresia după doliu. Dar în momentul când noi pierdem o persoană dragă, este perfect normal să plângem, să nu mai dormim sau dacă dormim să visăm acea persoană, dacă suntem prin casă să avem impresia că el ne poate striga. Depresia de obicei după doliu durează cam 2 luni de zile, este normală, da? Dar după aceea, cu trecerea timpului, ușor, ușor, durerea rămâne, dar este mai ușor de trăit cu ea în fiecare zi. Iar acel pacient nu poți să spui că are depresie. Dacă el ușor, ușor începe să își recapete din funcționalitate, doar că rămâne o stare de tristețe, dar care totuși reușește să lucreze cu ea. În momentul când noi nu ne mai ridicăm din pat, stăm, refuzăm să mâncăm, nu ne mai interesează absolut nimic și nimeni, atunci este un semn de întrebare să ne adresăm unui medic psihiatru. O să vă adresez acum o întrebare mai delicată, dar din păcate face parte din realitatea zilelor noastre. Auzim, citim în presă despre cazuri de tineri care ajung să comită acte nesăbuite, să le numesc așa, acte suicidare. Motivul care iese la iveală ulterior faptelor fiind suferea de depresie. Da, într-adevăr, sunt tineri care vin ori din familii monoparentare, din familii în care sunt probleme, în care poate tatăl este alcoolic, sau sunt tineri care presiunea socială, școala, mediul înconjurător, prietenii, pune presiunea asupra psihicului unui adolescent. Aici părintele trebuie să fie cel care
observă schimbările, trebuie să fie foarte atent, trebuie să le acordăm atenție copiilor de lângă noi. Știu că în zilele noastre joburile sunt destul de prelungite ca și număr de ore. Și foarte mulți părinți nu mai au timp. Exact. Trebuie copii. Cumva să ne stabilim o rutină în care noi să spunem, în data X din săptămână mi-acord timp să scot copilul, ieșim în parc împreună, ieșim la o masă în oraș, în care doar le întreb ce face. Sau măcar dimineața, 5 minute în timpul mesei de dimineață sau seriile, în care doar să ne interesăm. Un al doilea factor ar trebui să fie și școala, pentru că profesorul cunoaște pe acel adolescent și știe cum era și ce prezintă acum. Plus că mai sunt și prietenii. Da? Ajungem la vârsta în care în pubertate credem că cel mai bun prieten este amicul cu care conversăm toată ziua, nu părintele de acasă. Da? Acestea sunt lucruri normale în viața unui adolescent. Sunt pași spre maturizarea lui, spre definirea trăsăturilor lui de personalitate. Sunt adolescenți care ajung în aceste situații pentru că pot fi și consumatori de droguri. În timpul unui sevraj, în timpul unui consum mai mare, e posibil să se ajungă inclusiv la suicid. Depresiile din dragoste, uneori, cum se mai sunt numite, și acestea poate să ajungă la acest lucru. Dar dacă cei din jurul tânărului ar fi atenți la tot semnale. Ce se întâmplă, la semnale, cred că pot fi prevenite. Există și o altă serie de tulburări care țin de sfera aceasta, să o numesc așa, psihiatriei. Și o să vă rog să ne vorbiți puțin și despre ele și dacă vă confruntați cu pacienți care... Sunt pacienți care pierd testarea realității. Adică halucinații. Halucinațiile pot fi de mai multe feluri. Pot fi auditive. Avem o voce care ne spune uneori anumite lucruri care să facem. Pot fi halucinații vizuale. Vezi pe cineva prin casă, observi pe cineva în jurul tău sau te urmărește cineva. Pot fi inclusiv idei delirante. Să simți că anumite lucruri nu fac parte din realitate. Aceste tulburări, la fel, în general, persoana vine să se adreseze direct medicului de psihiatrie pentru că sunt speriați, nu înțeleg ce se întâmplă cu ei, uneori sunt aduși de familie. Halucinațiile pot fi ele singure sau pot veni concomitent cu altă problemă medicală. Adică putem avea și pacienți care au o tumoră cerebrală și prezintă halucinații, asta nu înseamnă că e o tulburare psihică. De aceea anamneza trebuie făcută cât mai riguros, să fim cât mai atenți la datele imagistice, la analizele de laborator și la ce povestește pacientul. Pentru că de aici noi putem deja să eliminăm anumite cazuri. Poate să fie inclusiv o intoxicație cu anumite metale grele care să dea halucinații. Poate să fie o condiție fizică, medicală, care pot sugera apariția halucinațiilor sau pot să fie ele de drept. În momentul când sunt psihiatrice, există tratamentul antipsihotic, care mai ales în ultimii ani, generația de medicamente a evoluat foarte mult. Avem acum, de exemplu, injecții care se fac o dată pe lună, o dată la 2 sau 3 luni și urmează și la 6 luni, iar pacientul doar își administrează acea injecție, iar această simptomatologie psihotică este ținută sub control. El poate funcționa aproape de 100% în fiecare zi. Contează foarte mult să se prezinte la medic, contează foarte mult complianța tratamentului, să înțeleagă de ce ia și pentru ce și cât trebuie să-l respecte și mai ales monitorizarea iar este foarte importantă. Monitorizarea, ca să fie corectă, în general, este făcută de către medicul psihiatru, de anturajul pacientului, adică dacă lucrează, în general, discutăm și cu șefii, discutăm și cu familia, ca să înțelegem mult mai bine dacă acel pacient funcționează. Pentru că el în cabine poate să ne povestească anumite lucruri, dar sau omită să ne spună alte lucruri care sunt chiar importante sau vitale. Există și alte tulburări mult mai grave sau la fel de grave? Din punctul meu de vedere, cea mai tristă tulburare psihică este demența. Pentru că aici încep să-ți pierzi memoria. Sau nu, paranoia? Din punctul meu de vedere nu, pentru că totuși schizofrenia o poți ține sub control cu tratamentul. Pe când în demență, tratamentele actuale încearcă să oprească evoluția acestei boli, dar sunt și cazuri în care chiar dacă avem tratament psihiatric, boala evoluează. Adică și evoluează destul de fulminant.
Am avut un caz de demență. Pacientul prima dată când a venit știa să nu mai spună cum se numește, cu cine locuiește. Avea 66 de ani. Dar după un an de zile sub tratament, el s-a degradat în continuu. Iar tratamentul, în clipa actuală, avem doar câteva medicamente, pentru că demența încă nu este o boală care se poate trata. Nu știm exact cauzele, avem doar ipoteze despre ceea ce se întâmplă la nivel cerebral. Și faptul că tu începi să nu mai știi cum te numești, să nu mai știi ce faci, să nu-ți mai recunoști proprii copii, să nu mai știi să te alimentezi, să nu mai știi să te duci singur la toaletă, să te speli, este destul de invalidant pentru o persoană și foarte trist și pentru aparținătorii care trec printr-un asemenea episod. În general, demența se manifestă la persoanele trecute de o anumită vârstă sau poate apărea și la tineri? Cel mai recent caz de demență, în momentul actual diagnosticat la nivel mondial, este de 35 de ani. Cunoștințele mele ultime care m-am documentat, prin care m-am documentat, în general, demența apare după vârsta de 65 de ani, să spunem, dar cazurile în ultima vreme arată că deja începe să scadă vârsta de apariție. Adică de la 45-55 începem să ne lovim cu această patologie din ce în ce mai des. Cât de greu vă este dumneavoastră să dialogați, să relaționați cu un pacient care vine în acest cabinet și prezintă halucinații, spre exemplu, sau suferă de demență, sau de schizofrenie, sau este depresiv? În general, timpul acordat unei consultații noi este de 30 de minute, dar noi, majoritatea cazurilor, depășim acest timp pentru că nu este suficient pentru a-l cunoaște foarte bine pe pacient. În momentul când un pacient se prezintă la psihiatru, contează foarte mult să se simtă confortabil, să se simtă că acolo va primi ajutor, să aibă încredere să se deschidă complet. Pentru cu cât este mai sincer, cu atât mai ușor pot înțelege exact ceea ce îl deranjează, îl supără și îl putem ajuta. Faptul că un pacient prezintă halucinații, noi cerem cât mai multe detalii, să vedem de unde sunt, cum au apărut, să observăm ce le intensifică sau ce le ajută să dispară. Îmi vorbeați chiar de un caz concret de persoană care a venit în acest cabinet și la un moment dat, o să vă rog să continuați dumneavoastră. Pacientul respectiv avea impresia că este urmărit, că cineva dorește să-i facă rău, se pitea, supraveghea tot ce se întâmplă în jurul lui, începuse să aibă anumite ritualuri specifice ca să se simtă în siguranță. În momentul când el s-a prezentat în cabinet, i-am spus că aici este sigur. Nimeni nu-l poate urmări, se poate deschide să ne povestească. În general, suntem temători la început, dar dacă le oferim suficientă încredere și facem să se simtă mediul lor, încep să ne povestească ușor, ușor. Există vreun caz particular care, nu știu, v-a rămas așa în memorie, v-a marcat într-un fel? Bine, fiecare caz are particularitatea exact, lui, dar dacă fiecare... este vreunul... Sunt pacienții cu articol penal, în general, care ne impresionează, pentru că au un moment de furie intensă, un moment halucinator care duce la acte mult mai grave decât ar trebui. Adică sunt pacienți care au luat viața cuiva, au făcut rău cuiva destul de mult încât este necesar să fie sub supraveghere. Din cauza unei sau unor tulburări psihice. Da. Creierul uman, mie îmi place să-l compar că arată ca o galaxie. Este de o complexitate nemai întâlnită, multe necunoscute. Gândiți-vă că avem peste 100 de miliarde de neuroni care fac conexiuni, reacții chimice. Încă nu este înțeles complet, să înțelegem de ce apar unele boli. Avem doar ipoteze. Da? Studiile pe partea aceasta de cercetare sunt în desfășurare. Se tot încearcă diferite vaccinuri pentru anumite boli, cum este și demența. Medicina tot evoluează și cred că în viitor o să avem și tratamente pentru bolile acestea care în momentul de față le considerăm invalidante. Îmi spuneați că demența este una dintre bolile care nu poate fi tratată la momentul de față, doar poate ținută fi, sub observație. Poate fi tratată, adică sunt cazuri, de exemplu, când vii cu o demență în fază ușor, moderată. Atunci se văd și îmbunătățiri. La 3 luni de zile după tratament avem pacienți care spun văd o îmbunătățire. În general,
demențele care evoluează, ele mai vin și cu alți factori. Se pot combina cu o depresie, se pot combina cu halucinații, cu insomnii, cu episoade de agitație psihomotorie. Iar noi încercăm să tratăm și simptomele asociate, nu doar boala în sine, cât pacientul să mai aibă un confort suplimentar. Aceste boli, tulburări psihice, se tratează doar cu medicamente sau este nevoie ca persoana în cauză, dincolo de tratamentul medicamentos, să urmeze, nu știu, și ședințe de terapie sau să vină la dumneavoastră, la medicul psihiatru? În cazul atacurilor de panică, de exemplu, ca să ai un rezultat cât mai aproape de 100% și cât mai rapid, noi combinăm tratamentul împreună cu ședințele la doamna psiholog cu care noi colaborăm. Noi putem oferi pacientului o ședință gratuită pe lună pentru pacienții care au nevoie și în cazurile de depresie, la fel. Da? Sau dacă trecem printr-o traumă, ceva care ne-a marcat și ne-a schimbat, faptul că mergem la un psiholog care să aibă experiența necesară, să poată să înțeleagă ce s-a întâmplat cu acel pacient, să-l ajute să-și depășească trauma, avem efecte mult mai rapide. Știm cu toții, în momentul în care avem o problemă de sănătate de natură fizică, mergem la medic și există un tratament și un termen pentru vindecare, să spun așa. Când vorbim de problemele minții, sufletului, se poate vorbi, doamna doctor, despre o recuperare de 100%? Depinde foarte mult de problema psihică care o avem. De exemplu, pentru un prim episod depresiv, să spunem că venim pentru prima dată în cabinetul medicului. Tratamentul este de la 6 luni la un an de zile. Da? Totul depinde foarte mult și de pacient, de funcționalitate, dacă este integrat bine social, familial, profesional. Adică pe lângă tratament mai contează și alți factori pentru vindecarea lui. Mediul. Da. Dacă vine pentru un al doilea episod, depinde foarte mult de intensitate, pentru că majoritatea tulburărilor psihice sunt ușoare, moderate, medii, severe sau chiar grave, unele dintre ele. La al doilea episod, tratamentul este între un an și 3 ani de zile, dar foarte mult depinde și de pacient. În general, ne pliem și pe pacient, pe tratament. Medicamentația psihiatrică a cunoscut o evoluție extraordinară în ultima perioadă și avem medicamente care nu fac rău, care nu dau dependență, care nu dau creștere în greutate, somnolență, care ne lasă să șofăm, că și aici iar este o problemă. Adică pacientul trebuie să vină cu încredere. Medicul va ști să-i explice ce trebuie să ia, cum să ia, să-i spună efectele secundare ale medicamentelor și efectele pozitive care ar trebui să le simtă. Aici, dacă îmi permite să fac o paranteză, aveam o pacientă mai în vârstă din mediul rural care îi era rușine să se prezinte la psihiatru și de câțiva ani de zile doamna se chinuia cu insomnii, cu perioade de tristețe, avea dimineți când nu-și dorea să se ridice din pat, nu mai avea poftă să facă absolut nimic. Din spusele vecinilor, ușor, ușor a ajuns la noi în cabinet. Că cea mai bună recomandare este din gura pacientului. Iar după o lună de zile de tratament, un tratament ușor, pacienta chiar a venit să ne mulțumească. Să spună, nu vine să cred că pentru faptul că iau o pastiluță, sunt din nou cea care eu eram înainte să înceapă această problemă medicală. Sau sunt pacienți care la fel au venit cu halucinații, cum discutam cu dumneavoastră, care în momentul interviului i-am spus, pentru început, haide să facem un computer tomograf. Doamna mi-amintește și acum a venit împreună cu cei doi fii. Unul nu înțelegea ce caută la psihiatrie, celălalt era sigur că problema este de psihiatrie. Am încercat să le explic la amândoi ce înseamnă această halucinație. Au făcut computerul tomograf, s-a descoperit o masă tumorală la nivelul creierului, doamna a fost operată și a venit după aceea să ne mulțumească pentru că este în viață. Tumora a fost destul practic de mare. Problema era fizică, nu da. Psihică. De asta, trebuie să fii cu cât suntem mai sinceri cu noi în sine, cu atâta putem să apelăm la ajutor. Și pentru că vorbiți despre sinceritate cu noi înșine, iarăși, din păcate, o tară cu care ne confruntăm noi ca societate, dacă mergi la medicul psihiatru, ai eticheta de nebun. Da, acest lucru nu mai este privit chiar așa, pentru că acum medicul psihiatru are o patologie mult mai extinsă de boli și media în ultima vreme se îndreaptă către valorificarea psihiatriei,
da? Faptul că ai un atac de panică, la fel, nu consider că e o turbă, adică nu poți să spui că ești nebun. Sau faptul că ești dependent de nicotină sau de cafea, că vin și dependenții din acestea. Da, când vorbim de alt gen de tulburări, gen schizofrenie, gen... Și acelea, nu, deci terminologia actuală nu ne mai permite să folosim acest termen, pentru că și omul respectiv poate deveni funcțional. Aici este tot secretul, să apelăm mai întâi, să primim ajutor, pentru că orice boală, indiferent cât de invalidantă este diagnosticul sau faptul că lumea ne consideră într-un fel, pe noi trebuie să ne intereseze funcționalitatea noastră. Corect. Pentru că noi suntem cei care dimineața ne lovim de problemele respective, nu cei din jurul nostru care ne pun o anumită etichetă. Deci, practic, în momentul în care simțim că ceva este în neregulă cu noi la nivel psihic, trebuie musai să ne, prezentăm la medic, să urmăm sfaturile pe care le dăm medicul și atunci putem vorbi despre adulți funcționali în societate. Exact. Și pot veni și care au o problemă, dar să nu fie psihiatrică. Da? Adică el să creadă că poate să fie o tulburare psihică, dar în momentul interviului pacienții care vedem că de fapt ei sunt funcționali și lucruri pentru care au venit, adică sunt pacienți care au trecut printr-un examen, care i-a marcat, i-a făcut mai temător, mai emotivi. Da? Atâta timp cât avem o justificare clară a simptomatologiei, ne putem da seama dacă este psihică sau doar este perfect normal. Avem emoții, suntem oameni, greșim, dar trebuie să învățăm din greșeli și să putem evolua mai departe. V-a fost vreodată teamă să relaționați cu un pacient pentru că realitatea lui, a ei, era distorsionată și nu coincidea cu realitatea noastră a tuturor? Nu, niciodată. Pentru că îmi place foarte mult ceea ce fac. E foarte importantă abordarea, da, exact. Și răbdarea. Da. Și îmi dau seama că acel om nu a venit aici pentru că nu are ce să facă. A venit pentru a cere ajutor. Iar eu pentru asta sunt aici, să pot să-i ajut. Cât de important este să știi să ceri ajutor. Din punctul meu de vedere, să este cel interior, mai important. Să exteriorizezi. Este cel mai important lucru, pentru că, cum spuneam, cu cât vin mai repede, cu atâta mai ușor este tratamentul și vedem efecte mai rapid. Cu cât le lăsăm și spunem, las că trece, nu pot să mă duc pentru o depresie, nu mi este rușine, dar ce vor spune colegii sau alte persoane, cu atâta mai greu ne este nouă după aceea să-i putem ajuta. Este, doamnă doctor, depresia boala secolului sau este un moft, așa cum îl consideră unii? Nu consider că este un moft, pentru că, conform studiilor recente, se preconizează că în anul 2030 tulburările psihice vor fi pe locul 2 după problemele cardiovasculare. Adică ca și frecvență și cât de des vor fi întâlnite. Care este motivul pentru care sunt în creștere? Viața de zi cu zi, cred că este răspunsul cel mai corect. Stresul. Faptul că trăim o lume în care contează foarte mult jobul, foarte multe ore lucrate. Aparențele. Da, și aici. Și ceea ce ne dorim, pun accent pe persoană și o determină să se îndoiască, să apară îndoierile. Sunt persoane care lucrează în corporații, care lucrează foarte mult pentru că își doresc o funcție cât mai sus, să fie cât mai bun. Și apare sindromul de burnout. Da, în care apare epuizare fizică, psihică, iar persoana respectivă are nevoie de ajutor, pentru că altfel va ceda la un moment dat. Poate să apară episoade de furie necontrolate, pot apărea certuri cu colegii de la muncă și alte... Ascultându-vă, îmi aduc aminte că și mie mi s-a întâmplat să aud în jurul meu părinți care spun propriilor copii de la vârste fragede, fii puternic, nu plânge. Este important să înțelegem că, da, trebuie să fim puternici, dar și sensibili deopotrivă. Este important să înțelegem că este în regulă să ne exteriorizăm sentimentele și că dacă simțim nevoia să plângem, să o facem sau trebuie înnăbușite toate aceste lucruri și atunci mă gândesc că poate într-o bună zi se va ajunge, iată, la probleme de natură emoțională, tulburări psihice. Copilul are nevoie de încredere. Să fie susținut, să poată să aibă libertatea de a se exprima.
Da? Părintele are rolul să-l ghideze ce este bun și ce nu în viață. Decizia finală va fi a copilului. Da? Până la 18 ani, el este în dezvoltare. Se descoperă pe sine, își descoperă pasiuni, își descoperă cine este de fapt. Aici este întrebarea. Este normal să-l lăsăm să înțeleagă că este ok să plângă dacă se lovește. Da? Este normal să-l certăm în momentul când are o criză de furie. Să ne punem la nivelul lui și să-l întrebăm, dar ce a determinat acest lucru? Să încercăm să-l înțelegem. Pentru că și cu noi venim încărcați după o zi mai grea la serviciu și ne războim pe cei din familie, poate și el are o frustrare, are o neîmplinire, care la vârste mai micuțe nu știe ce înseamnă acel lucru și nu știe cum să reacționeze. Ce înseamnă fi puternic, doamna doctor? Fi puternic probabil se referă să fii pregătit pentru viață, dar de fapt noi nu suntem niciodată pregătiți. Cred că acest lucru, doar timpul, că se spune că un om în vârstă este mai înțelept decât un om tânăr. Da, pentru că acea persoană a trecut deja prin anumite situații, poate o concediere, poate o avansare, poate într-o zi s-a întâlnit cu cineva și a văzut un accident mai terifiant. Viața ne pune la încercări. Da? Este perfect normală să fie cu suișuri și coborușuri. Imaginați-vă toată lumea dacă viața ar fi perfectă. Nu cred că ar fi cineva fericit. Nici dacă ar fi, nici perfecțiunea nu este un grad de fericire completă. Adică pentru a fi om este necesar să ai și defecte. Corect. Da? Și să ni le acceptăm. Să înțelegem, uite, eu sunt mai așa. Da? Dar trebuie să le acceptăm. Atâta timp cât noi dorim doar perfecțiune, nu o să fim niciodată mulțumiți cu noi înșine. Și atunci și organismul nostru răspunde. Va reacționa la nivel psihic ca atare. V-ați dorit dintotdeauna să fiți medic-psihiatru? Aici este o întrebare foarte bună. Ca și majoritatea copiilor, ne jucam în copilărie de-a doctorul, dar mi-am imaginat de atunci că aș dori, dar de-a lungul timpului am înțeles că această meserie implică mult mai multe și atunci am muncit ca să mi-o pun, să pot îndeplini dorința, adică deja din liceu am dat direct la profil de biochimie, m-am axat pe partea aceasta, am intrat la medicină, mi-am dorit foarte mult, iar după aceea psihiatria, am fost atrasă. Că mi se pare fascinantă mintea umană, faptul de emoții. Țin minte, în cursul unui laborator de anatomie, dădeam examen pe felile de creier și în acele felii erau înfipte stegulețe colorate. Și tu trebuia să spui ce face zona respectivă, funcțiile, specificațiile și eram așa de fascinată că o singură lezare a unui nerv sau o afectare a unei arii cerebrale, după aceea pacientul nu mai putea vorbi, nu mai puteai să funcționezi motoriu și mi s-a părut fascinant. Este un organ care are un kil 400, adică micuț și atât de important. Dar e ca un puzzle care trebuie să fie tot timpul complet. Da, da, fără părțile întregi din el nu putem funcționa corect și corespunzător. V-ați vedea făcând altceva? Nu, din păcate nu. De ce din păcate? Pentru că vin cu plăcere la muncă. Noi începem programul la 6 dimineața și toată lumea este 6 dimineața, cum să te duci atât de devreme? Dar mă simt ca și acasă, la servici. Mai aveți timp pentru familie? Încerc să compensez. Îmi cer scuze că v-am întrebat. Încerc să compensez faptul că petrec destul de mult timp la muncă cu faptul că am și viață de familie. Am două fetițe în care încerc să mă împart. Cum vă spuneam, dacă văd că două zile poate n-am avut timpul necesar, am grijă ca a doua seară să fiu liberă, cât să le acord atenție, ce au mai făcut la școală. Sau îmi pun o zi liberă, sâmbătă, în care doar cu ele să stau, ca să pot să mă acces. Să le ascultați, da, și să, da, vă simtă prezența. Plecați de la serviciu acasă cu problemele pe care vi le... Asta este un pacienții? Aici este iar un atu pentru a face. Sau când ați închis ușa, nu mai sunteți problema medic, problema a rămas sunteți... acolo, exact. Adică mamă. Reușesc să mă detașez de probleme. În momentul când sunt la cabinet, am mulți pacienți de care ne atașăm involuntar, pentru că pacienții psihiatrici, cei cronici, vin ani de zile la noi și ajungem să-i cunoaștem pe ei, familiile lor, nepoții, inclusiv pisici, căței, că vârstnicul este atașat de tot felul de animăluțe. Dar în momentul când părăsesc cabinetul, înțeleg că trebuie să fiu și o altă persoană
și reușesc să mă concentrez, că de asta vă spuneam, nu pot să fac altceva, cred. Aveți ochiul format, spre exemplu, nu știu, vi se întâmplă să mergeți pe stradă sau să stați în mașină la semafor și să priviți oamenii și să... Judecați. Nu neapărat, să aveți tendința asta de a vă gândi, cred că persoana respectivă are problema X sau Y? Se întâmplă? Da, aici este un defect profesional și nu cred că doar la noi. Cum un stomatolog e atras de dinții cuiva când vorbește, un cardiolog, dacă vede că cineva e amețit, se gândește, poate e o tensiune crescută. Așa și la psihiatrie, în momentul când treci pe lângă cineva, îți poți da seama de anumite tulburări. Adică, de exemplu, alcoolicii au un faceți expresiv. Îți dai seama din start că acea persoană consumă. Adică nu este necesar nici măcar să ne întrebăm pentru ce ați venit. Te întrebăm direct, dar cât consumați? Da, adică sunt tulburări care îți poți da seama de la o simplă privire. Da. Am înțeles. Și pe final de discuție aș vrea, nu știu, să le dați un sfat celor care ne urmăresc și care v-au ascultat, care poate simt că au ceva probleme emoționale, dar nu știu, din jenă, din teamă, din frica de a nu fi judecați, nu recurg la serviciile unui medic psihiatru, așa cum spuneți dumneavoastră. Și atunci lucrurile, evident, se agravează. Sfatul meu este, noi suntem aici. Suntem aici pentru a-i ajuta. Ei doar trebuie să spună. Pe noi ne găsesc în Policlinica Praga, dacă dăm un Google găsim destul de mulți medici psihiatri, dar trebuie să cerem ajutorul mai întâi ca să putem fi ajutați. Cum vedeți oamenii în jurul dumneavoastră? Triști sau veseli? Aici este o întrebare extraordinar de bună. Mi se par grăbiți. Cred că acesta este termenul. Dacă mergem pe stradă, observăm că nimeni nu mai are răbdare, toată lumea este într-o continuă fugă. Și cu capul plecat, remarc foarte mulți oameni. Da, mai ales în dispozitivele tehnologice. Îngrijorați, da. Iarăși mulți. Dar cred că fiecare dintre noi avem totuși un lucru care să ne aducă plăcere. Faptul că vorbim cu un copil la telefon, faptul că ne uităm la serialul preferat, faptul că într-o seară stăm și admirăm apusul. Adică, faptul că e ianuarie și e soare, spre da, exemplu. Adică cred că fiecare om poate găsi și o motivație pozitivă. Totul depinde doar de noi, cât de mult lăsăm să fim acoperiți de grijile zilnice și cât nu. Într-adevăr, este bine să recunoaștem. Avem o zi proastă, ok, dar a doua zi să spunem și mâine soare răsare din nou, poate mâine va fi o zi bună. Și bucuria asta în lucrurile mărunte. Exact, exact. Aici chiar este adevărată vorba. Vă mulțumesc foarte mult pentru vă mulțumesc eu mult timpul de tot pe care ni l-ați acordat și pentru informațiile, zic eu, prețioase pe care le-ați oferit celor care ne urmăresc. Mulțumesc! O zi bună!